România are șansa de a transforma infrastructura feroviară pentru că există fonduri, iar contextul geopolitic și internațional actual este unul optim dezvoltării. Reprezentanții ai Ministerelor Transporturilor, Investițiilor și Proiectelor Europene, managerii marilor companii private și publice de transport și producție feroviară au analizat starea actuală, dar și provocările sistemului de căi ferate din România la conferința România din nou pe șine, investiții și decizii rapide și eficiente pentru transportul feroviar, un eveniment organizat de Antena 3 CNN și revista Income Magazine. România are posibilitatea reformării căii ferate, având finanțările necesare, o oportunitate de neratat, spun guvernanții. Avem bani din PNR, undeva la 5 miliarde de euro sunt pentru ceea ce înseamnă transportul feroviar, atât pe grant cât și pe împrumut, dar în politica de coeziune sunt și acolo se regăsesc în jur de 3 miliarde de euro, dacă vorbim doar de partea de nerambursabil, unde avem și o cofinanțare de 50%. Pentru exploatarea potențialului de dezvoltare economică este nevoie de noi proiecte. Un bun exemplu este noul pod care va lega România și Bulgaria între Giurgiu și Ruse. Va fi un pod feroviar rutier, un pod nou, la nivelul zilelor noastre și Ministerul Transporturilor din România împreună cu cei din Bulgaria și împreună cu Comisia Europeană lucrează concret pe acest subiect. Una dintre marile provocări pentru infrastructura feroviară românească rămâne viteza de deplasare. Viteza medie este de 15 km pe oră pentru trenurile de marfă și 45 de km pe oră pentru trenurile de călători. Problema este resimțită și de transportatorii privați. Dau o locomotivă dacă Ministerul Transporturilor crește viteza de comercială de transport cu până la 25 de kilometri și cu 10% cantitatea transportată. Într-un an de zile, eu cred, așa cum am zis mai devreme, că doar prin management putem să rezolvăm aceste probleme. Totuși, pentru constructori, România rămâne o țară a oportunităților. Să fiu sincer, în prezent, sunt foarte multe oportunități în România. Practic, nici nu am timp să mă mai uit la ce se întâmplă în Bulgaria. Cred că noi, cei din sectorul privat, suntem foarte dornici să operăm infrastructură. Așteptăm să ni se deschidă ușa. De fiecare dată când intrăm într-o situație de criză, ne gândim ce bine ar fi fost dacă. Dacă eram deștepți. Dacă am fi acționat la timp. Dar nu e prea târziu. Acum ne gândim să folosim integral acești bani și avem și capacitatea de a o face, pentru că viteza de implementare a proiectelor de investiție este mult mai mare față de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Dezbaterile au avut loc la conferința România din nou pe șine, investiții și decizii rapide și eficiente pentru transportul feroviar, un eveniment organizat de Antena 3 CNN și revista Income Magazine.